Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. România are un nou guvern. Premierul Ponta a compus un legislativ cu 20 de ministere, 6 miniștri și un vicepremier fără portofoliu. În noul cabinet, PSD ocupă 10 portofolii și PNL și PC 10. Liderii USL, Victor Ponta, Crin Antonescu și Daniel Constantin, au anunțat componența noului guvern condus de președintele PSD după ce a fost desemnat de președintele Traian Băsescu prim-ministru. Guvernul Ponta 2 cuprinde 20 de ministere, 6 miniștri delegați și un vicepremier. Astfel, vicepremieri în cabinetul Ponta 2 sunt Gabriel Oprea, Daniel Chițoiu și Liviu Dragnea, iar ministerele sunt conduse de următorii miniștri. Daniel Chițoiu la Ministerul de Finanțe, Maria Grapini conduce Ministerul pentru IMM-uri, Turism și Mediul de Afaceri, Lucia Varga, Ministerul Apelor și Pădurilor, Eugen Nicolescu este Ministrul a Sănătate, Daniel Constantin rămâne la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale, Daniel Barbu este Ministrul Culturii și Patrimoniului Național, Mona Pivniceru rămâne la Justiție, Mariana Câmpeanu este menționată în continuare Ministrul la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, iar Varujan Vosganian ocupă postul de ministru la Ministerul Industriei și Comerțului. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va fi condus de Relu Fenechiu, Ministerul Apărării Naționale de Mircea Dușa, Ministerul Energiei de Constantin Niță, Ministerul Educației de Remus Pricopie și Ministerul de Interne de Radu Stroie. Liviu Dragnea este ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației, Dan Nica este ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Titus Corlățean conduce Ministerul Afacerilor Externe, Nicolae Băniceiu, Ministerul Sportului, Rovana Plumb, Ministerul Mediului, iar Eugen Teodorovici, Ministerul Fondurilor Europene. Miniștrii fără portofoliu sunt Dan Șova, ministru delegat pentru proiecte de infrastructură, Doina Pană, ministru delegat pentru dialog social, Mihai Voicu, ministru delegat pentru relația cu Parlamentul, Cristian David, ministru delegat pentru românii de pretutindeni, Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru cercetare și Liviu Voina, ministru delegat pentru buget. Joi, 20 decembrie, toți miniștrii noului guvern vor fi audiați pentru ca vineri să se obțină votul de încredere în Parlament. Sudul intră în forță în Liga Mare a Politicii Naționale. Giurgiu se alătură Telormanului prin livrare de politicieni de top. Vicepreședintele PNL Daniel Chițoiu este propunerea liberalilor pentru unul din cele 3 posturi de vicepremieri ai noului guvern, o propunere care s-a și concretizat între timp. Deputatul de Giurgiu, Daniel Chițoiu, va ocupa fotoliul de vicepremier în guvernul Ponta 2. În vârstă de 45 de ani, politicianul a fost ales deputat de Giurgiu în Colegiul 4 cu un scor de 78,12%. Din 2007 și până în prezent, a deținut funcția de coordonator al Biroului Național pentru filiala PNL Giurgiu. Chițoiu a luat de 9 ori cuvântul în cadrul ședințelor parlamentare pe parcursul ultimilor 4 ani. A inițiat 18 propuneri legislative, printre care s-a numărat și un proiect de lege pentru modificarea ordonanței de urgență privind instituirea Programului Național de Îmbunătățire a Calității Mediului. Desemnarea lui Chițoiu ca vicepremier dă mari speranțe giurgiuvenilor, care consideră că, din înaltul fotoliu, deputatul de Giurgiu va sprijini dezvoltarea județului nostru. Giurgiu se află sub cod galben de ninsori și vijelii, motiv pentru care Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu a primit o auto specială de transport personal și multiple victime care aparține ISU Dolj. Autovehiculul prezintă caracteristici militare, fiind dotat cu tracțiune 4x4 permanent și transmisie specială pentru deplasare off-road. Mai multe detalii despre acest mijloc de transport ne oferă prin telefon purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu, locotenent Gabriela Georgescu. Bună seara! ISU Giurgiu beneficiază pe perioada codului galben de o auto specială, transport personal și victime multiple, care se află de fapt la ISU Dolj, însă în această perioadă ea a fost detașată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, sosind încă de aseară și de asemenea în caz de necesitate, în momentul în care noi vom face cererea, ISU Călăraș va pune la dispoziția noastră o autoșenilată smurd, care de asemenea va putea interveni în zonele afectate de căderile masive de zăpadă pentru a salva potențialele victime. Vreau să îmi spuneți dacă ați folosit această autospecială până acum și cât timp va sta ea la Giurgiu. Această autospecială va sta la Giurgiu, așa cum am spus, în perioada codului galben. Noi sperăm ca pe data de 20 seara, la finalul codului, această autospecială să plece către Dolj și să nu mai fie nevoie de intervenția ei.
și până în acest moment autospeciala nu a fost folosită, însă chiar în momentul în care noi vorbim, autospeciala a plecat într-o misiune pentru a salva două persoane rămase blocate pe drumul 503. Un drum care știm că este închis la această oră. Este un drum închis, da, și încă o dată cu această ocazie facem un apel către cetățeni să nu se aventureze, să nu plece la drum, pentru că riscurile sunt foarte mari și drumurile se pot închide oricând. Și dacă totuși este necesară această deplasare, este foarte important să-și ia măsurile de precauție, să aibă la ei haine groase, să aibă la ei apă, să aibă alimente, de asemenea lopată, carburant. Și fiindcă vorbim de vreme rea, vreau să vă mai întreb cum a acționat ISU Giurgiu până acum, dacă ați avut evenimente deosebite. Nu am avut evenimente deosebite. Am avut, așa cum v-am spus astăzi, în jurul prânzului, o persoană blocată, tot pe 503, însă colegii mei au reușit să salveze acea persoană foarte repede, nemai fiind nicio problemă, și în acest moment colegii mei se află în misiune pentru alte două persoane aflate tot pe 503. De asemenea, noi suntem pregătiți oricând să intervenim. Personalul se află la unitate pentru a interveni în timp cât mai rapid. De asemenea, știți că au fost formate echipajele mixte din pompieri și jandarmi. Acestea se află în patru localități din județul Giurgiu, acolo unde nu există unități de pompieri, gata oricând să intervină. De asemenea, avem o colaborare excelentă cu serviciul de ambulanță județean Giurgiu. O asistentă se află în permanență în cadrul dispecerului ISU Giurgiu pentru a acorda prim ajutor prin telefon sau pentru a da sfaturi cadrelor medicale aflate în localitățile respective. Vă mulțumim pentru informații și vă așteptăm cu detalii și în jurnalele următoare. Vă mulțumesc. Trebuie să vă spun că din cauza ninsorii și viscolului, conform hotărârii comandamentului de iarnă, începând cu ora 15, drumul județean 503 între localitățile Ghizdaru și Toporu a fost închis circulației. De asemenea, la această oră se circulă cu greutate pe DN5, unde tirurile sunt dirijate de către polițiștii rutieri pentru a nu se forma blocaje în trafic. Din cauza acestui aspect, la intrarea în Giurgiu, circulația autoturismelor se desfășoară pe un singur sens și chiar pe contrasens, din cauza tirurilor care sunt nevoite să aștepte indicațiile polițiștilor pentru a intra în Vama Giurgiu. Trebuie să vă reamintim că ne aflăm sub incidența codului galben de ninsor și viscol, valabil până joi la ora 20. Continuăm jurnalul. Sărbătorile de Crăciun pot veni acum și pentru persoanele cu handicap și însoțitorii lor. Consilierii locale au aprobat în ședință extraordinară suma de bani aferentă lunii decembrie pentru plata acestor persoane. 13 consilieri au hotărât astăzi soarta persoanelor cu handicap, cât și a însoțitorilor acestora în cadrul unei ședințe extraordinare la Consiliul Local. Iar s-au primit ultimile sume pentru persoanele cu dizabilități din județul Giurgiu. Astfel, peste 2 miliarde 140 de milioane vor fi distribuite către aceștia începând cu 20 decembrie. Am primit ultimele sume de bani pentru plata persoanelor cu handicap și a însoțitorilor acestora. Este vorba de 2 miliarde 140 de milioane. Sumele acestea nu mai puteam să le folosim dacă noi aprobam vineri, fiindcă vineri era ultima zi când puteam face acest lucru. Ori numai timpul necesar nu ne mai permitea. Drept urmare, a fost nevoit ca imediat, ieri ne-au fost comunicate aceste norme metodologice, imediat am convocat extraordinară, astăzi după aprobare urmează să deschidem creditele bugetare și mâine să facem plățile către persoanele însoțitoare ale persoanelor cu handicap. În acest fel, după luni de zile în care persoanele cu handicap și însoțitorii acestora și-au primit drepturile cu întârziere, primăria Giurgiu a reușit să vină cu plățile la zi. Scrisori sau ilustrate de felicitare, mandate ori colete, toate pot fi trimise de giurgiuveni apropiaților în aceste zile. Doar vremea, corelată cu starea drumurilor, poate afecta activitatea unităților poștale. În perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, programul oficiilor poștale este unul special.
Zilele acestea, programul unităților poștale giurgiuvene este unul normal, scurtat însă va fi pe 24 și 31 decembrie. Ghișeele oficiilor poștale vor fi deschise pe aceste date în intervalul orar 8-14. În perioadele 25-26 decembrie și 1-2 ianuarie 2013, unitățile poștale vor fi închise. În perioada sărbătorilor de iarnă al subunităților poștale din cadrul Oficiului Județean de Poștă Giurgiu va fi următorul. În data de 24 decembrie, programul va fi 8-14 pentru oficiile poștale Giurgiu 1, Giurgiu 2, Giurgiu 3, Bolintin, Vale, Mihăilești. În data de 25 și 26, subunitățile poștale sunt închise. Ilustratele de felicitare pot fi trimise apropiaților oriunde în țară cu un cost nesemnificativ, 1 leu. E o plăcere pentru fiecare de a simți prin formă scrisă ceea ce dorește celălalt să-i adreseze. Pensiile sunt achitate la domiciliul destinatarului până pe 21 decembrie. Beneficiarii negăsiți la domiciliu pot ridica contravaloarea acestora până pe data de 28. Reprezentanții administrațiilor din Giurgiu și Ruse s-au întâlnit ieri seară la cabana Stejaru din pădurea Bălănoaia la tradiționala întâlnire de sfârșit de an. Spre deosebire de alte întâlniri similare, de data aceasta petrecerea a fost una fără prea multe formalități, iar muzica și voia bună au avut prioritate. Oficialii din Giurgiu și Ruse au fost primiți cu pâine și sare și cu țuică fiartă. Pe lângă reprezentanții primăriilor din cele două orașe de pe malul Dunării, la întâlnire au participat și parlamentarii proaspăt aleși, dar și reprezentanții Consiliului Județean. Edilul șef al municipiului a ales o formulă de întâlnire mai puțin scorțoasă. A renunțat la discursuri și lor de cuvânt, iar întrunirea a debutat direct cu lăutari, bucate tradiționale și urături la un pahar. Una peste alta, într-un moment de respiro, oficialii au apelat la serviciile translatorului pentru a se face mai bine înțeleși. Asta pentru a șura cele bune de sărbători, cu speranța într-un 2013 plin de colaborări fructuoase. În rest, lume bună, bucate alese și speranțe transfrontaliere. Muzica a fost însă numai de-a noastră, dansatorii la fel. Câștig fără investiții este deviza după care își conduc afacerile firmele care scot bani frumoși din parcările cu plată din oraș. Singurul serviciu prestat de acești operatori este de fapt încasarea taxei. Nici salariații nu beneficiază de prea multă atenție. Taxa de 1,50 lei pe oră percepută de parcagii din Giurgiu pare să nu se justifice. Șoferii plătesc un serviciu inexistent. În locurile delimitate pentru parcare nu se prestează nicio operațiune care să merite banii. Pe lângă gunoaiele deja existente, zăpada căzută în ultimele ore face viața șoferilor mai grea. Taxatorii, majoritatea femei, fac temeinic frigul. În lipsa unui spațiu amenajat, acestea tremură vârtos și bat din picioare pentru a nu degera. Nu se simt deloc comod, dar nici nu au curajul să vorbească. Obiectivul camerei le face să fugă și să întoarcă spatele. Obicei dobândit de la administratorii firmelor, se pare. Scenetele de Crăciun și colindele sunt nelipsite din sărbările școlare în perioada sărbătorilor de iarnă. Un astfel de eveniment a organizat elevii Școlii de Arte și Meserii ai Liceului Tehnologic. Orice sărbare școlară este unică pentru fiecare copil. Cenetele de Crăciun și colindele sunt nelipsite din spectacolele organizate în școli în această perioadă. În spiritul sărbătorilor de iarnă au intrat și elevii Școlii de Arte și Meserii ai Liceului Tehnologic Giurgiu. Îndrumați de doamna Marilena Buradel, copiii au prezentat un program artistic cu dansuri și colinde. Sărbarea de astăzi este dedicată Crăciunului și sărbătorilor de iarnă. Copiii Liceului Tehnologic Giurgiu s-au pregătit pentru a oferi colegilor un bun exemplu și pentru a ține datinile vii. Este o tradiție, elevii s-au pregătit în fiecare an. Frumusețea colindelor în prag de sărbători a fost accentuată de inocența copiilor. Indiferent din ce mediu provin, viitorii meseriași și-au asumat tradițiile populare și au purtat cu mândrie fustele colorate ale etnicilor romi. Sărbătoarea Crăciunului nu ar fi la fel fără colinde și obiceiuri de iarnă. Pentru ca acestea să fie aduse în atenția publicului, la Giurgiu a fost organizat un festival.
Consiliul Județean Giurgiu, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, a organizat și în acest an Festivalul de Datin și Obiceiuri de Iarnă după Datin Colindăm. Ajuns la cea de-a cincea ediție, evenimentul a adunat colindători din mai multe comune din județ, dar și din Bulgaria. Din cauza vremii nefavorabile, nu toți participanții au reușit să ajungă. Trebuiau să participe colindători din 19 localități, însă au ajuns doar din 12. Festivalul își propune să readucă în actualitate obiceiurile și datinile din acest județ. Într-un mic oraș, lângă acel oraș, s-a născut Mesia. Coliva, al păstorească, vrut-a Domnul să se nască. Fiul lui Cescut, nouă pe pământ, să se mântuiască. Colindători veniți din Marte, în Bulgaria, au prezentat un obicei din ajunul Crăciunului. Giurgiu Veni sunt invitați și mâine, începând cu ora 15, să asiste la cea de-a doua parte a festivalului în sala de spectacole a Muzeului Poliției de Frontieră Giurgiu. Anul acesta avem printre noi participanți din Bulgaria. Ar fi trebuit să vină 4 localități, dar datorită vremii nefavorabile au venit 2 localități. Este vorba de Sandrovo și de Marte. Mâine invităm Giurgiu Veni să vină în aceeași locație, la Muzeul Poliției de Frontieră, pentru cea de-a doua zi de festival. La final, toți colindătorii au primit premii ce au constat în diplome, bani și dulciuri. Ajunul Crăciunului este la doar câteva zile distanță și cum în acea seară magică toți își vor primi darurile mult așteptate, întreg orașul este cuprins de această frenezie a cadourilor. Giurgiu Veni sunt și ei pe ultima sută de metri în căutarea darurilor potrivite. Sărbătorile de Crăciun se apropie cu pași repezi, iar când vine vorba de cadouri, fiecare dintre noi ne confruntăm cu două probleme majore. Avem bani, însă nu știm ce cadouri să cumpărăm, sau avem idei de cadouri, dar nu dispunem de bani să le cumpărăm. Giurgiu Veni au depășit aceste piedici și deja au umplut de saga lui Moș Crăciun. Am cumpărat deja, da. Ce l-ați cumpărat? La fetița mea am cumpărat un stick, iar la soție un parfum. Deocamdată nu mai târziu nici el. Când le veți cumpăra? Păi pe 23 încolo. Am luat. De toate, pentru toți. Toată familia. Și nepoți și strănepoți, de toți. Ce le-ați cumpărat? Pom de Crăciun. Dulciuri. Dulciuri, pom de Crăciun. Sănătate mult. Asta e ce mai bun. Da, sigur că da. Ce le-ați cumpărat? Păi, de exemplu, o gentuță, un aparat foto și multe dulciuri. Parțial, mai e puțin timp, dar în general mă pregătesc din timp. Ce le-ați cumpărat? Am luat cosmetice, am luat icoană sfințită, am luat crăciunițe, bijuterii, ce s-a potrivit fiecăruia dintre ei. Fiecare an cumpărați din vreme? Da. Diverse. Dulciuri, îmbrăcăminte, reviste pentru copii. Fiecare an le luați din timp? Da. Oricât de strâns ar fi buzunarul, fiecare cumpărăm un cadou celor dragi, cât de mic sau de banal. Pentru a scăpa de alergătura prin magazine, putem opta pentru cumpărături pe internet, unde darurile sunt la un click distanță. Este mai comod așa, însă nu mai avem parte de sentimentul care ne încearcă atunci când alergăm după cadouri. Sărbătoare pentru copiii și adolescenții seropozitiv din județ. Asociațiile Licurici și Viață și Speranță 2003 l-au primit pe Moș Crăciun cu epoleți. Ca în fiecare an, jandarmii Giurgiu Veni au pregătit pungi cu cadouri pentru toți cei 120 de copii aflați în grija celor două organizații. Cei 120 de copii seropozitivi din asociațiile Licurici și Viață și Speranță 2003 au simțit astăzi din plin că se apropie sărbătorile. Moș Crăciun le-a călcat pragul încărcat cu daruri. Moșul n-a venit din Laponia, ci de la jandarmerie. A devenit deja tradiție pentru jandarmeria giurgiuveană ca în preajma sfintelor sărbători ale Crăciunului să fie alături de copiii și adolescenții celor două asociații, Viață și Speranță 2003 și Licuricii. Prin acțiunea de astăzi, jandarmii au devenit pentru câteva momente mesagerii lui Moș Crăciun și au oferit câteva cadouri specifice acestei sărbători.
Moșul cu epoleți nu i-a uitat în niciun an pe cei 120 de copii. Jandarmii giurgiuveni s-au mobilizat și au găsit resurse la fiecare sărbătoare pentru cele două organizații. Licurici au fost copiii jandarmilor, ei au fost de mici copiii lor. Ne bucurăm mult și le mulțumim totodată că în fiecare an a avut grijă și nu a uitat că acești copii au nevoie de ajutor, de sprijin și mai ales sprijin moral. Licurici au simțit nevoia la rândul lor să le mulțumească jandarmilor. Astfel, jandarmeria a primit în dar de la ei două icoane confecționate manual. Asociațiile Licurici, dar și Viață și Speranță 2003, apără drepturile și se ocupă de integrarea copiilor și adolescenților seropozitivi. Circulația pe Dunăre nu este afectată de codul galben în vigoare. Cotele fluviului se mențin în limite normale, iar traficul se desfășoară fără dificultate. Deși ne aflăm sub influența codului galben și vremea nu este atât de prietenoasă, cele mai afectate sunt drumurile publice. Nu putem spune același lucru despre circulația pe Dunăre. Până în acest moment nu există probleme în ceea ce privește traficul pe Dunăre, iar cotele apelor Dunării se află în limite normale. La ora actuală, circulația se desfășoară în limite normale pentru sezonul rece, bineînțeles cu scoaterea geamandurilor de poziție, cu retragerea semnalizării de către AFDJ, ceea ce este un fenomen normal pentru luna decembrie. Navigația se desfășoară în condiții de iarnă și fără probleme deosebite, doar cu atenție sporită din partea comandanților. Problema îngreunării traficului pe Dunăre ar apărea în momentul în care, timp de 5 zile, temperaturile ar ajunge până la minus 20 de grade, iar cotele ar fi foarte scăzute. Miercuri la Giurgiu Dunăre avea o cotă de 86 de centimetri, tendința fiind de scădere cu 10 centimetri. În stațiile de autobuze din Giurgiu, potențialii călători așteaptă fără mari speranțe sosirea vreunui autobuz care să-i ducă la destinație pe traseele municipiului. Taximetriștii locali profită de fiecare dată de întârzierea autobuzelor și le fură călători. Autobuzul, mijloc de transport în comun, sau taxiul, mijloc de transport în comun. La orele dimineții, în stația de autobuz de lângă piața centrală, între orele 7 și 8, autobuzele nu prea circulă. Stația de autobuz a devenit pepinieră de clienți pentru taximetriști. Șoferul așteaptă, mașina se umple, omul e mulțumit că ajunge la destinație. N-a venit, doamnă, niciun autobuz. Dar am văzut taxiuri până acum, câteva. Păi au fost două, trei taxiuri până acum au trecut. Păi ei de asta așteaptă. Sunt vorbiți, doamnă, cu ei ăștia, cu taxiurile, cu șoferii. Treburile par încălcite. Vom trăi și vom vedea cum stau lucrurile cu transportul în comun sau taxiul în comun. O amplă anchetă despre cum se desfășoară transportul în comun la Giurgiu puteți vedea în jurnalul de vineri. Și acum date despre vreme, Giurgiu se află sub incidența codului galben de ninsoare și viscol valabil până pe 20 decembrie, ora 20. Totuși, având în vedere că este posibil ca un ciclon din Bulgaria să traverseze și teritoriul României, este posibil ca meteorologii să emită cod portocaliu de ninsoare. Principalele județe vizate în această situație sunt Constanța, Tulcea, Giurgiu, Ialomița și Călăraș. Să vedem totuși ce ne așteaptă în orele următoare. La Giurgiu, la noapte, vor fi minus 7 grade Celsius, temperatură care, din cauza vitezei vântului, va fi resimțită ca fiind de minus 12 grade. Joi, cerul va fi norat și va ninge abundent. Temperatura maximă va fi de minus 6 grade Celsius, dar va fi resimțită ca minus 10 grade. În următoarele zile, vremea va fi în răcire în toate zonele, devenind geroasă în cursul nopților și dimineților, în estul și în centrul țării. 13 regiuni bulgare, printre care Ruse și Veliko Târnovo, se află sub avertizare cod portocaliu de vânt, potrivit postului public de radio. Codul portocaliu instaurat în Bulgaria presupune condiții meteorologice dificile, care pot provoca pagube materiale sau victime. În Bulgaria, drumurile naționale sunt practicabile în condiții de iarnă. Încheiem jurnalul cu pastila zilei.
Suntem de câteva ore sub cod galben. Meteorologii ne avertizează că abia mâine seară scăpăm de viscol. Stihia este produsă de un ciclon bulgăresc. Am răbdat noi 6 ani, un cod portocaliu mult mai năpraznic, cu accente violet, produs de un ciclop autohton ce încă ne mai bântuie. Rămâneți cu noi, după jurnal puteți urmări emisiunea La Porțile Dorului, moderată de comisar Ilie Clement. Eu sunt Nicoleta Pană și vă doresc toate cele bune!